Salutare tuturor! Fac videoul ăsta din mașină pe timp de noapte și sper că nu o să vorbească prea tare lumina aceea din, din spate. O să trec direct la subiect pentru că sunt cam întârziat pe marginea acestui subiect, s-a tot discutat, dar am văzut că unii oameni continuă să nu înțeleagă anumite aspecte și vreau să vorbesc despre rezultatul da? Cei Logan și a lui Sandero, pentru că au fost puse împreună fiind aceeași mașină, la Euro NCAP, mai exact despre cele două stele pe care modelele românești le-au luat la, la Euro NCAP. Eu o să am niște foi aici pentru că mi-am scos niște date și nu pot să țin minte pe de rost atâtea cifre și de aceea o să mai arun arunc ochii pe cifre, iar voi o să vedeți pe ecran ce este nevoie. Așadar, știm rezultatul, da, a venit rezultatul de la Euro NCAP, două stele pentru Sandero și am avut așa, 70% protecția pasagerilor, 72% protecția copiilor, 41% protecția pietonilor și 42% la sisteme de asistență. Și bineînțeles că au sărit o grămadă de români, că sunt niște coștiuge pe roți, că nu sunt bune, că sunt nesigure și așa mai departe, dar foarte mulți oameni au fost prinși într-un fel de lipsă de informație. Eu aici nu o să fac apologetica Dacii, eu apologia Dacii, pentru că eu chiar dacă e o marcă pe care o apreciez, știu că are anumite lipsuri care se, care apar din cauza prețului scăzut, pentru că de altfel românii sau când a apărut noul Sandero și noul Logan s-au plâns foarte mult de preț, dar atenție, un Sandero full Stepway automat este 15.000 de euro. Am văzut eu cel puțin pe canalul lui Bratu, pe la, la, Super Speed cred că totuși era, un Polo full, modelul cu facelift, în aceeași clasă cu Sandero, da? 27.000 de euro. Deci, dublu. E clar că Polo este net superior lui Sandero, dar în aceeași clasă să plătește aproape dublu pe o mașină full. De aia, da, a crescut prețul Dacii, dar și prețul celorlalte mașini a crescut foarte mult. Revenind acum, haideți să nu mai pierdem vremea, da? Motivul pentru care Sandero a luat două stele și Logan de asemenea, că e aceeași mașină cum am spus, se datorează faptului, sau e din cauza, pentru că nu e un rezultat îmbucurător și folosim din cauza, că nu a avut sistemele de siguranță Dacă priviți la comunicatul Euro NCAP, pe care o să-l aveți acum și pe ecran Cei de la Euro NCAP spun că, deși are sistem de frânare automată, lui Sandero și Logan le lipsesc Sistemul de detectare a pietonilor și sistemul de, 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 de detectare a bicicliștilor, precum și acel senzor care te avertizează când părăsești banda la rulare, și că în ceea ce privește rigiditatea structurală, da, crash protection, cum au numit-o ei, adică uh, protecția la impact, exact asta e, asta e traducerea, au numit-o ca fiind respectabilă, și dacă nu ar fi avut aceste lipsuri la sistemele de asistență, ar fi luat 4 stele. Ei sunt cuvintele celor de la Euro NCAP. Și vă dau aici exemplul cu Kia Stonic, pentru că unii oameni, și bine fac până la urmă, îl enumeră pe Kia Stonic printre rivalii lui Dacia Sandero, ca opțiune, ca o alternativă la Dacia Sandero Stepway. Kia Stonic în 2017, cu pachetul standard, deci în echipare standard a luat doar 3 stele euro în cap și asta până să se năsprească încă o dată standardul euro în cap. Avea 85% la protecția pasagerilor, 84% la copii, pietoni pieton și doar 25% sisteme de asistență. Și asta în 2017. Deci Sandero actual era mult mai bine echipat decât un e mult mai bine echipat de la sisteme de asistență decât un Kia Stonic din 2017. Dar în momentul în care i-s a pus pachetul de siguranță, a luat 5 stele. Asta ca să vedeți, aceeași mașină, aceeași caroserie, aceeași structură dar sare de la 3 la 5 stele doar pentru niște sisteme de asistență. Iar în 2021 sistemele astea s-au înăsprit chiar și mai mult. Acum, un alt lucru, dacă nu mă înșel, am citit și puțin știu, este că tot din 2021 impactul lateral se face la 60 de km pe oră la euro în cap și nu la 50 de km pe oră până acum, ca până acum, iar Sandero a fost lovit, da, la 60 de km pe oră și s-a prezentat destul de bine. Sunt alți oameni care au comparat cu Sandero din 2013 și au spus că Sandero în 2013 a luat 4 stele la Euro NCAP și ăsta a luat 2 stele și că da, ce a scăzut calitatea. Este foarte greșit să spuneți așa ceva și din nou denotă lipsă de informație. Într-adevăr, în 2013 Sandero a luat 4 stele cu atenție, 80% protecția pasagerilor, 79% protecția copiilor, 57% protecția pietonilor și atenție din nou, 55% sisteme de asistență. Haideți să gândim puțin logic. Poate să zic prin absurd, deși oricum nu e așa, dar să mergem pe ideea lor că a scăzut Dacia calitatea. Totuși, cum poate Sandero 2013 să ia 55% la sisteme de asistență, iar Sandero 2021, inclusiv Logan, să ia 42% la sisteme de asistență în condițiile în care are frânare automată și mult mai multe dotări decât avea Sandero în 2013. Deci nu este logic, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, Euro în cap a năsprit standardele foarte mult. L-am văzut pe unul spunând pe internet că Logan în 2005 a luat 3 stele și că e mai sigur decât Sandero de astăzi. Deci e îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este o prostie cât casa de mare să spui așa ceva Deci cultura auto la, la România, la pământ, din păcate unii au o, o ură prea mare pentru Dacia și nu înțeleg de unde vine asta Adică e o mașină simplă, e o mașină low cost, e o mașină care nu are pretenții Oamenii aceștia sunt supărați pe Dacia pentru că nu are pretențiile pe care ei vrea să le aibă dar fix asta e și Dacia, o mașină fără pretenții. De ce ai mai, de la ea mai multe așteptări decât în mod normal? Și da, au crescut prețurile, dar au crescut peste tot în industria auto. Ai ajuns să dai 27.000 de euro pe un polo full. 27.000 de euro. Și ne mai plângem cu 15.000 de euro la Sandero Stepway. Am, am configurat atât o Skoda Fabia, nici măcar full nu era, da? Full, nu era full. Cu, cu dotarea asemănătoare a lui Sandero full și mi-a dat aproape 20.000 de euro. Diferență de Sandero, pardon, nu era era full, dar nu era Stepway. Și mi-a vreo 13.000 undeva, 12.000 și ceva Sandero 12.500, 13.000 și aproape 20.000 Fabia. O diferență enormă de 7-8.000 de euro. Vă spun că cu 7.000 de euro îți, îți faci fundația unei case de 100 de metri pătrați și o mașini în aceeași clasă. Mergem mai departe. Alți români compară modelele noi de Dacia cu modelele SH pe care le conduc românii. Hai, majoritatea dintre noi conducem SH. Chiar eu acum vă fac acest video dintr-o nouă palastra J din 2014. Da? Și românii ce spun că modelele lor SH pe care le conduc, mulți români conduc modele SH între 6 și 10 ani, dar majoritatea mașinilor din România, ne arată statisticile, au peste 10 ani. Oamenii aceștia spun că modelele pe care ei le conduc sunt mai sigure decât actualele Logan și Sandero. Eu am luat exemplul lui Astra J al meu, care în 2009, atunci când a fost testat la Euro în cap, a luat un scor foarte, foarte bun. Pe lângă faptul că a luat 5 stele euro în cap, a primit 95% la protecția pasagerilor, 84% la protecția copiilor, 46% la protecția pietonilor și 71% la sisteme de asistență, în condițiile în care nici nu avea frânare automată, cum are Sandero astăzi, dar Sandero ia 42% și eu, Astra meu primea 71%. Din nou ne arată că s-au schimbat standardele. Dragi urmăritori, Majoritatea mașinilor din România au peste 10 ani și multe din ele chiar peste 15 ani. Vă spun, dacă mașinile pe care le conduceți, majoritatea dintre voi, ar fi testate astăzi de euro în cap, ar primi 0 stele. Eventual, poate modele de astea mai premium, luxoase la vremea aceea, să primească pe standardele de astăzi 1-2 stele. Și chiar și mașini între 6 și 10 ani vechime, ca Opelul meu, care are 7 ani, din 2014, eu mașina asta nu cred că ar lua eu cred că ar lua maxim o stea pe criteriile de astăzi. Și nu doar el, ci și Golf 7. Cred că dacă am testat și Golf 7 și orice altă mașină în clasa asta cu Astra, că nu-i vorba de Opel aici, că românii au o părere proastă și despre Opel, la fel de multe ori pe nedrept, dar chiar și Golf 7 n-ar luat 0 1 stele și el. Golf 7 din 2013, da, pe criteriile de astăzi, iar în același timp, la fel cum au și declarat șefii de la Dacia. Dar dacă Sandero ar fi fost și el Testat pe criteriile de acum câțiva ani, ca să nu mai zic pe criteriile de când sunt mașinile noastre pe care le conducem, ar lua 5 stele fluierând comparativ cu criteriile de acum 10 ani, și cred că ar lua 5 stele chiar și comparativ cu criteriile din, din 2015. Vă dau un alt exemplu, că ne apropiem de final și nu vreau să vă țin prea mult. Fiat Panda, ca să vă demonstrez că într-adevăr s-au schimbat criteriile. Fiat Panda. Acum, stai puțin. Unii ar putea spune că da, bă, față de Sandero 2, la Sandero 3 a scăzut calitatea, deși nu este așa. Dar exemplele pe care o să vi le dau acum, că sunt două, dar încep cu Fiat Panda, este un exemplu al aceleiași mașini testate la câțiva ani diferență. În 2011, Fiat Panda lua 4 stele la Euro NCAP și primea, atenție, 82% la protecția pasagerilor, 63% la co protecția copiilor, 49% pietoni și 43% sisteme de asistență. 7 ani mai târziu, în 2018, aceeași mașină ia 0, 0 stele și primește doar 45% la protecția pasagerilor, 16% protecția copiilor, 47% protecția pietonilor și atenție, doar 7% la sisteme de asistență. Vreau să vă întreb cum să ia aceeași mașină, aceeași structură, aceeași caroserie, 45% la protecția pasagerilor, când acum 7 ani lua 82%? Nu e aceeași mașină, este aceeași mașină, dar standardele s-au schimbat. De aceea și Sandero cu cei 70% se prezintă mult mai bine chiar și față de un Sandero 2 care lua 80% în 2013 pentru că s-au schimbat standardele și credem că cred că acest 70% din ziua de astăzi se duce pe la undeva pe la 85-90% cu standardele din 2015, 2012, 2011 și așa mai departe. Al doilea exemplu este cel al lui Fiat Punto, care în 2005 a luat 5 stele. În 2017, că continua să se fabrice, după 12 ani, a fost testat din nou, din nou, aceeași mașină, aceeași caroserie, aceeași structură și ea cât 0 stele. 51% la protecția pasagerilor a luat, 43% la protecția copiilor, 52% protecția pietonilor și 0% sisteme de asistență. Motivul vi l-am spus deja, înăsprirea standardelor. Acum, spun unii, da, băi, dar eu am văzut un Duster, cum dădea un exemplu, în accidentul de la Sibiu, de un Duster spulberat de un camion. Oameni, oamenilor, ăla a fost spulberat de un camion. Am văzut și eu un Audi A6, a fost un accident la Focșan, tot cu câteva luni au murit toți, cu un Audi A6, au intrat cu viteză cu Audi A6 în camion, s-a făcut praf Audi A6, au murit toți și n-a mai rămas nimic din el. Mașina pe care mulți o considerați foarte sigură. Nu știu ce viteză avea camionul cu duster și nu pot să compar un Duster cu un A6, că clar un A6 e mult mai sigur, dar la impactul cu un camion, cred că aproape orice marca ai avea, îi făcut terci. Gândește-vă câte zeci de tone are un camion și mai și vine cu o viteză anume și lovește o mașină de o tonă jumate sau două tone, dacă e sub, să zic nu putem compara lucrul acesta. Da, Dacia este codașă la siguranță comparativ cu standardele de astăzi, dar comparativ cu standardele mașinilor pe care le conduc 90% dintre români, actualul Logan și Sandero sunt cel puțin la același nivel de siguranță, dacă nu chiar mai bine. Și acele două stele sunt înșelătoare, pentru că acum sistemele de asistență electronice care de altfel și scad fiabilitatea unei mașini, cântăresc foarte mult în stelele Euro în cap, după cum v-am și arătat în exemplele de, de, la acest video. Deci concluzia asta, Dacia este o mașină ieftină, este o mașină uh, care a făcut anumite compromisuri la siguranță. Nu ne agă nimeni lucrurile acestea. Să zic, cred că 90% din mașinile de pe piața asta au un nivel de siguranță mai ridicat decât modelele Dacia, foarte clar și foarte adevărat, dar în același timp, distanța dintre Dacia și celelalte mașini nu este atât de mare pe cât i-a făcut pe mult să creadă cele două stele euro în cap. Și chiar de curând, Opel Moca, noul Opel Moca și fratele lui Citroen C4 au fost testate de euro în cap, au luat patru stele doar, și asta cu tot cu sisteme de asistență, stele pe care le-ar fi luat și Sandero și Logan, dacă ar fi avut acele sisteme de asistență, dar nu le are pentru că ar fi mărit și mai mult prețul români, prețul mașinilor, mașinilor și românii ar fi fost și mai nemulțumiți decât sunt deja. Oricum, Sandero, ați văzut, în iulie și august a fost cea mai vândută mașină din Europa. Și chiar și țara s-a umplut de nou Logan, le văd deja mai peste tot. Deci, unii oameni, cel puțin în Occident, dar și în țară, sunt oameni care au înțeles chestia asta cu două stele și aș vrea să înțeleagă mai mulți. Concluzia mea că da Dacia este mai puțin, mai puțin sigură decât multe modele de pe piață, decât majoritatea, dar diferența nu este atât de mare, precum cele două stele, pe cum te-ar face să crezi cele, cele două stele. Și atenție că tot am pomenit mai devreme de nou Opel Mocha, a luat doar 73% pe criteriile actuale la protecția pasagerilor. Uh, Citroenul C4 cred că s-a dus spre 80%, 79%, nu mai știu exact cât, dar nu mult nici el. Pe când Sandero și Logan au luat 70%, deci foarte aproape, foarte aproape. Diferența a făcut-o acele sisteme de asistență. Și poate îmi furii pe unii cu videoul ăsta, dar sincer, Dacia chiar nu merită ura care îi se aruncă în România. Nu te pune nimeni să-ți cumperi Dacia, nu-ți place, nu ei. Vrei să-ți iei SH, îți iei SH. E o piață liberă, fiecare ia ce vrea, fiecare ia ce-i place. De aia e o piață liberă, da? Dar este greșit să arunci așa cu ură într-o marcă de mașină doar pentru că nu-ți place ție. Așa că sper că v-a plăcut clipul meu. Dacă nu v-a plăcut și nu sunteți de acord, spuneți asta în comentarii. Și dacă vă place ce postez, mai lucrez la niște clipuri și un, sper să vină și un test comparativ cât de curând. Puteți da un subscribe și să ne vedem cu bine în clipurile următoare.